Anii terminalii de liceu sunt cei mai potriviți pentru elevi să-și creeze o imagine reală a mediului de afaceri și a locurilor de muncă. De aceea, 50 de elevi de la clasele a 11-a și a 12-a de la Liceul Tehnologic Ion Barbu au ales să participe la cea de-a 12-a ediție a programului internațional Job Shadow Day, program la care municipiul Giurgiu s-a înscris pentru al doilea an consecutiv. În 2013, Liceul Ion Barbu a obținut premiul întâi la nivel național pentru cea mai numeroasă participare, fiind implicați peste 200 de elevi. Anul acesta participăm cu un număr ceva mai mare decât anul trecut. Din păcate, suntem singurul liceu înscris pe platformă. Anul trecut am fost în parteneria cu Nicolae Cartojan. Anul acesta ne-am înscris singur, dar după cum vedeți, o prezență numeroasă. Ca și feedback, spuneam că doi elevi care au terminat clasa 12-a chiar au încercat să își înființeze și au reușit să-și înființeze două mici afaceri și alți câțiva au reușit să se încadreze, să lucreze în administrația publică. Prin programul Job Shadow Day, tinerii au șansa de a-și forma o percepție reală a meseriilor spre care își orientează atenția încă de pe băncile școlii. La orele de curs ați observat de fiecare dată colegii mei de la Catedra de Discipline Economice vă prezintă din punct de vedere teoretic la modulele de specialitate, ceea ce se așteaptă de la voi în mediul real al lumii afacerilor. E, astăzi aveți această oportunitate, prin acest program internațional, să faceți parte sau să fiți practic în lumea reală a instituțiilor publice, a instituțiilor financiare și bancare din municipiul nostru. Elevii, profesorii, coordonatori, reprezentanții ai administrației publice locale și mediului de afaceri s-au întâlnit la Centrul de Afaceri Danubius. Mulți dintre liceeni au rămas aici, unde directorul centrului le-a vorbit despre activitatea centrului și au desfășurat activități recreative. Ceea ce este cel mai interesant la această instituție este faptul că a fost înființată în cadrul unui proiect european, FARE-CBC, pe programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. Tot ceea ce vedeți aici, structură, mobilier, dotări, aparatură, toate sunt cumpărate pe bani europeni. A fost un proiect de 400.000 de euro. Centrul de afaceri a fost punctul de plecare către instituții unde elevii au putut petrece câteva ore în umbra unui angajat din diferite domenii. Doi liceeni au mers la o bancă, în timp ce 12 tineri au ajuns la mai multe departamente din cadrul primăriei. Încercăm să vă repartizăm la fiecare compartiment din cadrul primăriei. Să vedeți și voi cum se lucrează în primărie, să vedeți care sunt problemele, să vedeți ce probleme se ridică din afară, ce probleme sunt ale primăriei care trebuie să le rezolve și vă faceți o imagine primit de administrația locală. Job Shadow Day este cel mai mare program de dezvoltare și formare profesională a elevilor din România, care îi ajută pe tineri să înțeleagă diverse opțiuni de carieră. În acest an, la program au participat peste 28.000 de elevi din 200 de localități din toată țara.